Episcopul cu dinți de aur și-a pus ștampila pe o hârtie pe care-i scris că vrăjitoarea pe rug va fi la să devie. Ana, frumoasa Ana, Ana era cu satana. Ea acuzată era că noaptea făcea magie și vrajerea, iar ziua când ieșea din casă înnebuneau toți după ea. Ana, frumoasa Ana, Ana era cu satana. Și toată ziua luptau bărbații cu vitejia leului și fiecare zicea că Ana de Domnul-i dată aleasă lui. Ana, frumoasa Ana, Ana era cu satana. În cazemate și în temnițe o tot purtau în lanțuri grele. Puterea neagră a iubirii rupea lăcata de la ele. Ana, frumoasa Ana, Ana era cu satana. Episcopul cu rang înalt în stat putere mare avea și cu armata zi și noapte pe vrăjitoare el o păzea. Ana, frumoasa Ana, când călăul a dat citire învinuirii, să fie arsă vrăjitoarea, cu ea va arde vraja iubirii. Ana, frumoasa Ana, toată lumea plângea de milă, înghesuită mijlocul vieții. Ardea o tânără divină, ardea simbolul frumuseții. Ana, frumoasa Ana, iar peste ani, citind în cronici, noi vom găsi vechea hârtie pe care-i scris n-a vrut să fie ea a episcopului soție. Ana, frumoasa Ana, Ana era cu satana. Centru pieții se înalță din aur monumentul Anei, iar jos e scris, ei făceau crime, zicând că-s crimele satanei. Ah!